Stați așa un pic să mă gândesc, că încă nu am pus-o la catalogul cu celelalte mașini. Vedeți? Se ține bine! Justin? Bine am regăsit la un nou episod de Mariusel. Astăzi avem o zi destul de importantă, pentru că o să vreau să-i luăm o mașină nouă lui Mariusel. Iar pe lângă asta o să avem și câteva surprize în acest episod. Înainte să începem, nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți episod de Mariusel mai des, pentru că după cum vedeți, acest episod de Mariusel este făcut mai rapid. Adică în loc să apară vineri, cum apare de obicei episod de Mariusel, apare marți pe YouTube și este filmat înainte pe Trovo. Vreau să văd acolo ce impact o să aibă, așa că dacă o să văd un feedback cât mai pozitiv din partea voastră, o să mai facem episoade mai dese. Următorul live ar trebui să fie pe YouTube, vineri. Asta depinde de voi câte like-uri o să dați la acest episod, așa că dați neapărat pe butonul de like la acest episod dacă vreți să vedeți un live pe YouTube cu următorul episod. Și o să vedeți de ce o să fie pe YouTube, pentru că este un episod mai important care va trebui să fie pe, va trebui să fie pe YouTube. Va trebui să fie pe YouTube direct, așa, cu abonații, cu au nebunie multă. O să fie ciri, ok? Mulțumim și lui Cătălin de subscribe și de donații și tot ce se întâmplă pe aici, ești nebun. Înainte să-i dăm drumul, era să uit, neapărat înscrieți-vă la giveaway, ok? Pe Instagram, Andrei Rod, dați un follow și urmăriți tot ce trebuie să faceți aici ca să vă înscrieți. Pentru că pe 1 februarie facem extragerea la tot ce vedeți aici. Facem extragerea pe 1 februarie pe YouTube, ok? Așa că înscrieți-vă neapărat, o să fie un live nebunie în care dăm multe chestii pentru voi, foarte important. Așa că înscrieți-vă, o să fie și premii doar pentru membrii de pe YouTube. Așa că puteți să păcăliți și un membru între timp dacă vreți să vă înscrieți, pentru că nu sunt prea mulți membri, așa că sunt mega mari șansele să câștigați ceva. Așa, hai să dăm drumul la treabă. Dar întrebarea mea e, de ce e bezea cu mine în pat? Am avut pași în casă. Bună dimineața! Cum ai dormit? Hai, bună dimineața, ce faci? Culcat, trezire, hai! Soldat, mâna sus, hai! Ei, salut! Să trăiți! Băi! Ce, mă? Da, bă. Cum ai dormit? Cum am dormit? Rău, bă. Ce pot să zic cum am dormit? Eu am dormit destul de frumos, dar știam că m-am culcat cu Bibi și m-am trezit cu tine. Asta e întrebarea mea. Unde e Bibi? Și de ce ai ajuns tu în pat cu mine? Ah, de ce am ajuns în pat cu tine? Da. E o întrebare bună, cred. Da, nu vreau să te răspund. Te-a plăcut? Cum? Te-a plăcut? Dacă mi-a plăcut, ce? Lasă-l, hai să-l. M-am simțit că mă atinge cineva în timpul nopții, dar am crezut că e Bibi. Mă, tu erai sau era Bibi? Dar cu ce te atingea? Cu mâna? Dar era fină. Tu erai, mă? Bă, tu erai, mă? Mă, nu vreau, mai bine mai... Mă. Nu, no. Mă, Bibi! Da? Unde e Bibi, mă, mâncați? Unde e Bibi? Zămi! Bibi! Oulu, stai că fac cu păi omul, păi Angel, uiii! Pomă, că trebuie să schimbăm casa neapărat. Glumesc. Bibi! Ce se face așa? Se uită la televizor? Mor de foame. Da. Ce faci? Bine tu? Unde-i Zumi? De ce m-am trezit cu bezea în pat? Nu știu. Tu unde ai fost aseară? Care a fost aseară? De ce m-am trezit cu bezea? Te-a luat în cur. Te-ai mișcat cumva sau s-a întâmplat ceva aseară? Nu, eu m-am trezit și după aia am venit aici și după aia nu știu. O, tu mai s-a dat bonus. Chat. Intrați pe server. Nu uitați că ne jucăm pe serverul arcade dacă vreți să vă jucați alături de noi. Tu mai s-a dat bonus acum că eram 100 de player. Ce întâmplă? Unde ai fost? La baie. Îmbrăcat? Nu. Unde ai fost îmbrăcat așa? La baie. La baie. Ce te-ai schimbat așa? Te simți mai bine sau? Da, nu știu, m-am trezit în baie pur și simplu. Te-ai trezit tu în baie așa? Bă, dar ce se trezește lumea? Ba în baie, ba lângă mine, ba cu mâna în pantalonii mei, ba toate alea. Da, nu știu, ți-a ciudat. Cred că
Nu știu. Ne-a furat cineva și ne-a pus înapoi. Lucruri greșite. Ce mai nu-ți place? A găsit place. Astea prin șifonierul de acolo de sus. Iar cel dăniește i-am luat de curând. Îi aveam într-o gentuță. Îmi place, îmi place. Ești foarte frumos. E bune? Da. E bune? Da. E bune? Da. E bune? E bune. A zis pe nu, pe rele. Nu e bun. Bă, adevărat acum, trebuie să mergi. Ia uite ce scrie aici. Garaj, garaj Maricel, vedeți? Ce scrie? Scrie și intitulat garaj aici, vedeți? Scrie garaj Maricel. Bune. Lol. Uite, scrie. Au, ce frumos! Cercăm. Mă doare cap. Ce boring. Unde-i mă, Bibi? Bă, adevărat, acum vezi că trebuie să mergem să-mi iau ăsta, cum îi spune. Da, mă, da, asta e. Seminar de plățare arestat la domiciliu. Trebuie să întreb de asta. Bibi? Hai afară. Păi de ce văd mă, sunt tot rugați? Mai ales Bibi. Bibi! Doamne ce... familie nebună. Ce mă ăștia? Bă Bibi, ce ai? Alo? Ce? De ce nu vorbești? Păi ce să vorbesc? Păi trebuie să mergem după mașină. Avem treabă. Hai. Da, hai după mașină. Stai. Mă doare burta. Pe ce mine capul? Mergem să ne luăm mai mașină, ca aici ziceți. Mișcarea... Eu nu vă cunosc. Mergem. Mergem ca aici să ne luăm o mașină, ziceți repede acolo în chat. Dar trebuie să am nici o mașină, zic. Stai, mă. Ce, mă? Ce, mă? Cine e? Tu auzi, mă? Eu am voce. N-au nicio voce, dar BMW-ul ăsta... Nu știu al cui e, dar arată bine. Al lui Bibi. A? Băi, nu Daniel. Bibi? Unde te fugi? Zici că ești... Nicăieri. Stai puțin că mă sună telefonul. Da, mă, da, sunt pe altă lume. Stai puțin că mă sună telefonul. Ce-ai, mă? Pa, bă, e foamea la toți, mă, dimineața asta. Răspundem, guys? Păi spun că mai altceva mai bun n-am de făcut. Alo? Alo? De ce? Da. Cine e la telefon? Ei, nu mai mă recunoști? Hai. Nu? Merge bun excursie. Deci, Petre. Petre? Petre. Mamă! Wow, ce faci patroane? Cum mai ești? Cu ce Petre? Bine. Foarte, foarte bine. Ești bine? De ce nu mai da. Suna până acum? Cum de-ai făcut rost acum să mă suni? Ești cu tata e? Da, da. Ok. Păi și ce faceți? Nu veniți și voi pe aici, pe la noi, în vizită? Păi, o să venim în curând. O să venim. O să veniți? O să venim, o să venim. Hai că zilele astea poate dați și voi pe la noi. O sau mai de stai să spune, când e și maica mea aici, e și maica ta, gen. Și maica ta mama, și... mama, că mama nu e aici, logic că e acolo. Eu știu, dar numai că n-ai văzut-o nici pe ea de foarte mult timp, nu ți-e dor de ea? Ai vorbit cu ea? Da. Ai vorbit cu ea? Da. Mie nu mi-a zis nimica. Bine atunci, salvezi numărul ăsta ca al tău și ne vedem mâine, poi mine poate veniți pe aici. Vorbiți cu tataie și luați un avion și veniți aici, da? Da. Bine mă, hai. Te las, ceau. Păi, ce mai neașteptat apel, ești nebun? Chat. Petre. Ăla micu, îl mai știți? Galbenul ăla. Oare mai e galben? Bă, da, mă. Nevastă să trezi cu fata la cerceafă. Nevastă mea? Da. Dar e logodică. Bibi! Hai că e logodică dacă e. Ce faci? Ești ok? Bine, tu? Ești supărată? Nu.
M-a sunat Petre. Ăla micul, mai țineți minte? Ăla mic și galben. Nu știu dacă mai e galben, dar... Sunt tare curios cum arată după atâta timp, ești nebun? Mai mare. Ha? Mai mare. Mai mare? Aha. Probabil, nu știu. Mai crezi? Mai nu știu. Ai zis că poate vine în zilele astea. Bine, mă, aveți o mașină cu care să mergi noi la dealer? Că trebuie să faci rost de mașină. Nu conduc. Ia mașină. Beze ce face? Beze? Mă, dar sunt multe mașini care dau târcoale pe aici. Da? Vrei să te duc undeva? Nu, când ai totul fumuriu, nu, nici măcar nu te văd. O mașină... Stai, că acum. Hai că da, hai, bă, drum bun, drum bun să ai. Eu nu mă urc la așa mașini, ești nebun la cap. Voi vedeți că are fumuriu peste tot, nu vezi nimica? Mamă, guys, deci astăzi o să luăm mașină. Nu știu încă ce mașină, vedem exact. Eu cred că ar fi model 3 ăla, dar vedem cum arată, cum se comportă. Și după ce vedem model 3 ăla, îl tunăm, de-l facem bombă rău de tot, ok? Deci ne luăm mașina și facem bombă. M-a trimis domnul Justin. Cine te-a trimis, domnul Justin? Da. Și tu ești cu el, mă? Hmm? Da. Cu ce? Vrei, te duc undeva, dacă nu... Știi cum e că dacă vreau, unde să mă duci? Uei, băi, băi! Băi, 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 spune-mi unde să mă duci! Mă auzi? Nu știu, unde vrei, unde dorești. Adică te-a trimis să mă duci unde vrei sau caietul? Poți la showroom, dacă vrei. Eu cred că mai bine intri în mașină și lasă-mă. Ai numărul lui? Dă numărul lui! Dacă ai numărul lui, dă-mi-l! Nu. Dă-mi numărul! Dă numărul! Aia, bă, dar nimeni, toată lumea zice că e cu el, dar nu-mi dă niciunul numărul lui, mă, în cap așa. Cu un băiat frumos, foarte respectuos. Ești gay? Wow. În timpul liber. Bă, ca cu e mașina, băzea, ai scris mașina ta, mergem, bă, 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 da. Lasă-mă jos. Nu, no, mai e măcar. Nu știți pentru că n-aveți voie. Haide mă să mergem cu mașina la showroom. Bine. Hai să iau mașina. Ia mă! E vreo mașină? Nu, mă e pe sus. Nu mă ridic de aici până nu mai e pe sus. Oh, se duc eu la mașină? Da. Bibi, tu ești ok? Da. Uite, mi-e rog, stai și un brațe. Ia, stai puțin că, fiatăne, cred că știu cum să fac hug așa. Aha, aha. Și acum le-am salvat aici. Ia. Yeah. Oh, da, da. Foarte drăguț, nu? Tu ești ok? Da. Ai 5 minute și toată mi-este foame. Bine, hai, urcăm. Cui e foame? Mie. Ce vrei să mănânci? Și-am și mâncat. Păi am mâncat acum 5 minute și toată mi-este foame. Hei, las, că zi, locația unde mergem. Vă dau acum, la showroom, acolo unde am mers și ieri. Acum poate au mașina mea pe stoc. Tesla? Bine, posibil mașina mea nouă, dar acum vedem cum se comportă. Da, vreau să testez Tesla Model 3. Gen. Gen. Dacă au altceva mai bun, luăm altceva, dar nu știu. Ai bani? Bani am. Pe, cât cred. Bani? A, vedem mea cât e și după aceea. Bă, dar văd că se cumpără mașinile astea electrice Twizy în nebunie, observi? Mhm. De o persoană, așa. Bă, dar nu te zic dacă nu se merită? Păi hai să vedem mai întâi dacă nu se merită, nici pe care n-am văzut-o să vedem dacă se merită sau nu se merită. Dar oricum, cred că dacă o tunăm o face mișto de tot. Vreau să fac exact cum aș vrea eu să fac mașina mea. Bibi, nu vine? Bibi! Vedeam, ieși mie mașina. Vii cu mine? Da. Că am nevoie de ajutor tot să trebuie. Ne luăm, nu păi, e Halloween? Eu uite și pe ăsta, zici că e... Mamă, ce e aici? Ia, ăla, să trăiți! Salut, salut! Bă, uite, bă, 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 bă! Mamă, stai puțin, mă scuzați puțin. Bă, asta e exact... Știu că asta e a mea. Fosta mea mașină. Vezi, e identică. Ia-mă pe asta. Păi am mai avut-o, ce să mai iau încă o dată? Puteți să vă urcați în ea dacă doriți. Nu, că am, eu știu deja cum e, mai condus-o, am mai avut-o într-un alt oraș. Hai să mă uit. Asta cât e?
Hai să mă să fac pe aici. Ce avem un Mustang, mamă, ce? Ăsta e 5-0, tu știi că plătești la asta impozit de tăusucă? Cât costă? Prețuri se ocupă colegul de acolo. La el e listat. Care, Înger? Nu, 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 colegul acela cu chelie. Mai cu chelie, ăla e patron, nu? E un angajat, ia mai să mai plece, să mai, dar nu vrea, doamne, nu mă înțeleg pe el. A, fiecare face ceva, Tesla, ce Tesla, Tesla. Unul zice prețurile, nu? Da, da, da. Frumos. De-aia cred că în principal o să te fie Tesla, dar vedem mai după ce testăm. Întrebăm imediat de Tesla, dar și ne mai uităm la alte mașini, că trebuie să le testăm. Vorbim Tesla, nu? Da, 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 sunt cei care rezervase acea Tesla. A ajuns? Da, a ajuns, dar nu, momentan nu este aici, este în altă parte. Dacă vrei să mergem să o vedem. Imediat, stai să mă uit pe aici, ca să nu mor prost. Mă uit pe aici să văd care e treaba. Da, puteți să vă uitați cât doriți. Deci avem acest Mustang în prima fază, dar e de două locuri, deci nu-mi place. Acest M6 e la fel. Am zis că e bine că e M6? Hai mă că le știu, frate. Toate datele sunt la colegul pe catalog. M6-le luam de Popescu direct, din mă, hai că da. Ăsta e mai nou. Da, e clar, e modelul mai nou. E modelul mai nou. Mama, unde te-ți lua ăla? Păi aia asta. Stocul trebuie refăcut, momentan nu. Mamă, dar ăsta cât e? N-am vorbit cu reprezentantele. Dar nu e pentru mine, nu mă de... nu e pentru mine. Nu te băd ăla asta. Hai că e Maybach, nici nu am bani de așa ceva, ești nebun. Da? Cine a zis? A zis cineva, a făcut un... Cine vinde Tesla? Nu vine, nu cred că vinde mă nimeni. Ăsta vinde Tesla. Eu cumpăr de la dealer, nu știu. Ok. Da, mă, sunt doi la mâna a doua, că poate a pus bate de la telefon. Da, pe bune, poate a pus de-alea ca linie, nebune. Ha? Cumpăr Tesla. Eu nu? De la tine nu. De la tu. Ce Tesla, mă? Tesla Model S. Model S nu, vreau să vă Model 3, că am văzut Model S-ul. Așa, să trăiți, spuneți-mi și mie, de unde poți să vă și o mașină? Ei, ca să ajungem acolo, alegeți ce mașină doriți de aici, ca să ajungem până acolo. Aia cu 4 locuri, cu 2, cu... Stai 2 secunde să mă gândesc. Cu ce mașină mergem până acolo? Cu Dacia Shock în motor, cu Maybach-ul deja știm cum e. Cu care, mă? Cu Mustang-ul, cred. Nu avem mașină, nu? Hai, mergem cu Mustang-ul. Bine. Urcați la... volan ca să pot să vă pun pe navigație unde trebuie să ajungem. Bine. Cheile sunt în contact. Dar nu prea pot să intru, domne. Stai, trece că rezolvăm. Dacă intru de pe partea aia, da, dacă e nevoie intru de pe partea aia. Ia vedeți de aici, dacă puteți să sunteți mai micuți decât mine. Tu în ce nume trăiești? Mă, ce aici, fan meeting, ești nebun? Da, da, da. Șefule, pleci? Da o tură. Bezea? Da, bezea. Ia o mașină și hai după noi. Păi? Păi nu e aici mașina, ci că în altă parte, hai. Mă ajut cu mașina? Ok, stai. Bibi, hai. Hai că nu e aici mașina. Mamă. Spuneți-mi unde e... A, acolo e? Acolo, pe navigație. Ok, bine. Da, da, da. Da, să văd un prietenul meu unde e. Nu știu pe unde s-a dus, dar... Deci ziceți că ăsta cât scai are? Băi... Da, mă, că e verde, hai! Bibi nu vrea să urce. Păi de ce? Ok. Ok. O iau eu după. Nu știu ce... E cam supărat, Bibi, așa, nu știu. Aici face stânga? Nu? Mamă, vezi că... Mă... Știi ceva, poți să mai dau o tură cu Mustang-ul ăsta puțin? Să-mi dau seama? Da, cum să nu pot... O plimbați că doriți. Ia mai să vedem care e treaba cu Mustang-ul ăsta. Ne luăm Mustang? Cam greuț așa. Analizați cum se mișcă și mi-ar să vedem după aceea cum se mișcă Tesla, știi? Mă. Analizați cum se mișcă, da? Mamă, dar se aude motorul ăsta, zici că e cu tine. E, mă sună foarte plăcut. Ia mai să vedem care e treaba cu mașina asta. Mamă! Uite, bă, ăștia, bă, te spăi invers, băi! Gata. Nebunii până orașul ăsta. Dă-i așa. Cum? Toți nebunii până orașul ăsta, spun. Da. Dar vă că se duce, cam cât are top speed-ul ăsta? Nu știu, v-am zis că toate datele sunt la colegul meu, toate datele tehnice. Văd că cam se duce, se duce în 250, dar hai că mă dau mai ușor, că am văzut că nu prea cu frânele așa, nu prea. Un pic sunt cam greu sunt, cu frânele. Sunt, dar trebuie să le puneți pe cele aftermarket ca să... Am înțeles.
Nu prea place pe bune, ați văzut cât de greu să țină pe curba asta? Ziceți sincer acum, nu vi se pare că nu prea se ține bine pe curbe? Da, băieții ăsta din spate care... Dați că mă sună cineva. Alo? Alo? Unde ești? Eu sunt ăsta, cum îi spune... Imediat acum mă întorc, du-te la ăsta, garajul Benny's. Acolo am văzut că e destinația. La Benny's? Da. Păi era în oraș, de ce ai trebuit să o iei pe aici? Păi am ocolit-o ca să mă testez mașina. Am vrut să testez mașina cu asta, hai. Pa. Da, îmi place Mustangul ăsta, dar cred că motor de 5, cât are consumul ăsta, cred că mor. Da, e ceva. Mă, frate. Da, băieții ăștia din spate te văd în oglindă, sunt dumneavoastră? Nu știu. Chiar nu știu. Așa. Asta în alb. Bă, cine se seama care te urmăresc, că ai adui cu mașina, îi cunoști? Nu cunosc pe nimeni. Ai fani? Nu știu. Dar ușa asta sper că se închide, sper că nu mai intrim. Că dacă intre cineva, își ia Dumnezeu cu totul. Oooo, gura. Aia de acolo e mașina? Da. Ia stai mă cu minte. Wow, ce fain. Ia stai mă, bă, vezi că seamănă numai ca asta interiorul alb, ești nebun. Mau. Îți place? Băi, uh-huh. E mișto. Uite-le aia puțin, mișto la puțin, interiorul. Băi, e mișto, dar știi ce te contează și mai mult cum se mișcă. Așa că hai în interior să vedem. Hai sus. Are patru locuri? Are patru locuri. Cum să da? Mamă, vezi că... Ușor. Nici n-am accelerat-o. Vreau să mă duc pe autostradă înainte să o accelerez. Mamă, dar vedeți? Vedeți că se duce, ești nebun? Fiți antena acum să vedeți cum se duce, ești nebun? Ia să vedem. Dar știi, nu prea îmi place așa pe culoarea asta, dar cred că o să mă duc imediat să-i schimb culoarea dacă ar fi. Pun un colan mișto. Oricum, nu vă las după culoarea asta, că da, o să vreau să schimb culoarea asta. Nu o să-i las mașina mea originală cum e mașina mea. Ce culoare o dorit. O vedem noi, să nu e problemă. O fac eu. Deci gata să vedem cum se controlează, ați mai fost în Tesla? Da. Nu i-am dat niciodată torque speed-ul. Ia că vedem acum. Luăm ușurel așa un pic. Da, vedeți? Abia am ciupit-o și deja avea 160. Da, te bag în scaun. Are cuplu de betonieră. Ușor. Exact la asta mă gândeam și eu acum. Ia fiți atent. 3, 2, 1 și... Oh, parcă simt senzație, ești nebun acum, parcă simt senzația. 200? 30? 250? Cred că se încing bateriile. 260? Cât avea Mustangul ăla, că nu mai țin minte, dar se ține bine pe șosea. Față de Mustang. N-am fost atent. 282? Acum e de urcat așa un pic. Ce-ai mă că se duce, dar e foarte stabilă, asta îmi place. Chiar foarte stabilă, ia să vedem curba asta cum o ia. Ia uite că se ține bine. E lipită de șosea. E bine. Și e scump de încărcat mașina asta sau? Poftim? E scump de încărcat, cum o încarc? Păi puteți să o încărcați cu kitul lor, să-l încărcați, să o încărcați acasă sau la magazine. Mai ok. Bă, chat, eu zic că o să arate bine după ce o tunăm. Oleu. E forță. Știți ce o să facem, guys, ca să facem să fie bine? O să luăm acum mașina asta. Cel mai probabil eu zic că o să luăm mașina asta acum. Ca să fie mișto să ce avem în viața reală, să aibă și Mariusel. Iar, după câteva zile... Mai o lungă așa, o perioadă după o perioadă. O să mergem să ne luăm și pe una pe benzină sau diesel, nu contează, vedem. Un BMW, un ce vreți voi. Ce vedem mai mișto pe server. Dar vreau neapărat să iau o Tesla, frate, că se ține foarte bine pe șosea. Ați văzut cât de prost se ținea Mustangul ăla? Și cât de bine se ține asta. Dom'le, deci care e prețul pentru mașina asta? Stați așa un pic să mă gândesc că încă nu am pus-o la catalogul cu celelalte mașini.
Vedeți? Se ține bine. Foarte bine. Deci am vorbit acum la telefon cu asociatul meu, cel de la magazin, 120.000. 120.000? Da, da, da. E varianta long range asta, nu? Sau performance? Performance. Performance? Ah, ok. E bine atunci, ce pot să zic, la prețul ăsta e ok. Haide că... O facem, o luăm, ce să mai... Dar asta vreau să mai iau și una mașină secundară, dar nu acum. O să vreau să mai trec pe la dumneavoastră, așa că nu puteți să faceți un discount, că vreau să-mi iau mașina asta și vreau să mai iau încă una. Dar pe combustie. Asta e așa, asta e pofta inimii și alta e pofta la copii, știi? Mama la copii. Doamne, iartă-mă! Aoleu. Păi, atunci ce spuneți de, nu știu, 100.000? Lăsăm 20.000 așa. Cât? 100.000, lăsăm 20.000 așa. Deci... Că spuneți că mai veniți, mai luați o mașină. Da, asta zic, eu vreau să mă duc să mai iau o mașină și vreau să iau o mașină mai ca lumea așa, nu știu. Un BMW sau un Mercedes, ceva în genul ăla o să vreau să-mi iau. Am înțeles. Dar nu știu încă. Deci, 100.000? Da, da, da. Bine atunci. Dacă spuneți că mai luați încă o mașină de la noi. Eu vă scriu, vă dau un scris că mă duc zilele astea și vă mai iau o mașină, ok? Până atunci da, da. Se decide lumea pe cea cu ce mașină luăm. Guys, de luat Tesla oricum luăm, așa că trebuie să aibă și mai Marius Tesla și o să vreau să o facem mișto. La tuning am nevoie de ajutorul vostru să o facem mișto, iar după luăm și o altă mașină, ok? Unde facem actele? Actele le facem la reprezentanță, în birou. Ah, ok, bine. Ții drumul sau pun pe navigație? E prima ce că n-am văzut. Stai, stai puțin. Știți drumul? Da. Stai. Alo. Alo. Wow! Alo. Tata Luis, da. Alo. Da, te aud, te simt. Alo. Te simt, mă, nu mă auzi. Bă. Da. Bă, mă, e la mișto. Nu te iau. Bă, tu mă, e la mișto. A, da, eu te iau. Bă, mă auzi? Alo. Nu, no, că ți închid dacă mai faci așa. Ce faci? De ce mă suni? Ai ajuns tu pe aici, prin oraș? Da, am ajuns. Mi-a cumpărat telefon, dar nu știu să-l folosesc. Ești bine, ce pot să zic. Ce vrei, mă? Ăsta e de la Experience X Pro 13 Pro Max, nu știu ce dracu este. Nu știu, mă, ce zici tu acolo, habar n-am. Hai că te-ți faci niște acte la o mașină, că tocmai ce am luat o mașină, te sun eu imediat. Bune? Da, am luat o mașină. Deja mă părăsești? Păi am luat o mașină, n-am ce să fac, sunt cu ăsta lângă mine, hai. Ce mașină, ce mașină? O să vezi tu, hai. Cum o să vă zic, ce mașină? O să vezi. Ok. Așa, domne, hai. Aha. Nu mă îmbrăț, că mă le-am văzut de mult. Fa. Te iau și pe tine. Băi, tu cum cau... Ce pana mea cauți aici, mă, mâncați ăia-și banii tăi? Agent Luis Vera de la DICOT, poliția Los Santos. Am fost să mă angajez. Adevărat, lucrezi la poliție? Nu, la SWAT, nu vezi? La SWAT. S-a mort tu. La SWAT, special? Da, mă, uite, citești. SWAT, Special Weapons and Tactics. Asta înseamnă... Trage de bine și e bun. Dicot, curca pe burtă, înapoi cu brabusul. Dai voi, dai înapoi. Deci, mă, și cât costă? Trăiești. Că nu ne-ai zis prețul, nu ne-ai zis prețul. Preț, preț. Păi ai zis că e 100.000, parcă. Da. 100.000, ai bani? Unde e? Doamne, putem face actele astea ca să ne ucești de aici, că e haos! Urcați-vă mașina, decât o semnătură trebuie să dați. Mă moară băieții cu semnătură, hai. Ai zis că trebuie să mergem în interior să-mi dați actele, să alea. Nu, mai, că decât o semnătură trebuie să dați ca să nu vă mai țineați. Tu ce ți-vă mai în față măcar, ca să ne înțelegem, că nu vă înțeleg. Ai mai mult păr. Decât o semnătură trebuie să dați, n-are rost să vă mai țineați. Deci promit că vin să vă iau și un BMW ori un Mercedes, ok? Promit. Da, domnule, nici nu se pune problemă. Promit că vin să vă iau și un Mercedes sau un BMW, dar momentan vreau să iau neapărat asta că e pofta inimii, înțelegi?
Trebuie să am neapărat și una din astea. După, vin și iau și una pe combustie, că nu strică, știi? Asta o iei așa, da, de... Când îți place ție să îi dai tare rău de tot. Și cealaltă când vrei să auzi și acolo un ratatata, știi? Am dat seama, am dat seama. A, da, urât. One surprise pentru 100.000, yes. Oh. Am cumpărat-o cea. Mamă, e de la nou update, crezi? Topolii sănătos. De la nou update face și șpoc. Face așa. E, e mișto, e mișto. Am cum să o scoat, fie țin antenă. Face așa la nou update. Mai și dispare, mai și apare. E casă rău de tot. Zi, boss. Am uitat pe ăsta, zi, boss. Zi, boss. Mașina. Ce frică, am încât timp cu bici să-mi cumperi mașina. Tesla Model 3, ia uite. Gata, mă, tată. Ok, bine. Mă, dar se vede totul prin ei, ești nebun. La mea nu se vede așa, ești nebun. La mea are folii pe spate, trebuie să-i punem folii, mă, guys. Mamă, trebuie să ne ducem cu ea la tuning neapărat. Mamă, Bibi, ce are Bibi, mamă, cava și gura voastră. Ce are Bibi, mă? Cheie mașina, stai. Ok, mașina. Eu, mă, pe Bibi, nu vezi că stă acolo. Asta vreau, asta vreau. Bă, bun cava și banii voștri, pe bune. Mă, deci mă doare, te urmărește. Să-mi ba piciorul. Bibi! Da. Ești ok? Da. Nu ești ok deloc? Ridică-te, hai, te rog, hai să vorbim. Vino mașină, hai, vino mașină să vorbim. Vino mașină. Ah, spune-mi, ce ai? Nimic. Sigur? Sigur. Ești mai ok? Da. Îți place mașina? Da, e foarte frau. Adevărat? Da, adevărat. Chiar ești nu eu. Așa, mi-e bucur. Stai puțin, că vreau, m-am primit un mesaj. Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. Semnat JT. Ce? Da, suntem. What? Nu știu. Ai zis ceva super, ai zis ceva super creier. Ai zis ceva super creier acolo. Vezi că ai zis ceva super creier acolo. De la Justin și tu de la TM. Creier, nu? De la TM, de la ce? Tu unde știu? Cine ești? Asta nu întreb cine ești. Ce zic? Ce îi zic? Ceea ce zic? Guys, ce zic? Ceea ce nu trăim la tine, nu mai trăim niciodată. What? Cum? Cine ești asta? Hai că sun. Bine dacă răspunde. Ia stai puțin, mă duc într-un loc care nu sunt, nu-s la stradă, că m-am săturat să stau la stradă. Bine. Mamă, ce mișto. Mamă, vreau să tunez neapărat. Așa. Nu prea mai răspunde. Cu privat sună, să sun cu privat? Ia. Se trimite. Sună. Sună. Băi, credeți că e el? Sau e iar o farsă de-aia? De ce miroase a farsă? Mie parcă miroase a farsă, dar nu știu. Bă, dar ce a zis-o Bibi cu creier? Jătă, 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 voi credeți că e el sau nu? Aici a fost prins Antone. Aici a fost prins Antone și nu pot să scap dacă vine iar. De ce să vină, mă, iar? Ce treabă mai am? El e 100%. Bă, baby,
Hai să mergem să tunăm mașina, vii? Eu. Cu mine? Tatăl nu, că plec pe jos acasă. Normal că vin. Așa zicem și eu. Eu trebuie de politețe să văd vibe check, știi? Să văd dacă ești ok. Da, da. Hai, nu. A? Ce zici? Nu de atunezi. La mecanic, cunosc eu un salon mișto. Și că e nou deschis, da. Și că fac mișto mașinile, știi? Hai că vedem acum. Vreau să vedem acum, am nevoie de ajutorul vostru să facem mașina asta mișto, ok? Asta o să fie mașina de duminică, cred că cam așa ceva în genul ăsta. Sau poate chiar și mașina principală, depinde după chef, știi? Dacă avem nevoie de mai multe locuri, luăm mașina de 4 locuri care ulterior o să o luăm în următoarele zile. Și vedem dacă o să fie BMW, dacă o să fie Mercedes și o să fie. Că nu știu. Asta? Mamă, e forță, mă, ce ai? Salvează numărul lui Petre. Stai puțin să salvezi numărul lui Petre. Enter the customs. Asta zic, tată! Hai să vedem cum o facem. Deci, am nevoie de ajutorul vostru acum să-mi spuneți cum facem. Da? Ce faci aici? Vreau să-mi fac mașina, lasă-mă să-mi fac ce ești aici. Eu sunt mecanicul aici. Ai idee cum să-mi fac mai mișto atunci? Dacă te pricepi? Am băgat și eu lângă tine, lasă-mă aici, te rog frumos. Chat 1 sau 2? Dacă vreți roșu, hai să facem roșie ca să fie așa. Eu am la perlescent acolo, am albastru, e ceva, un turcoaz așa. Așa sau așa, chat? Cu jante negre, cu jante negre îi punem. Imediat ne băgăm și la jante, dar mai întâi culoarea, deci așa. Mai închis sau mai deschis? Uite, 1 sau 2? 1 sau 2? 1 deschis, 2 mai închis. 1 mai deschis? Hai să o lăsăm așa, vedem dacă nu ne place, o schimbăm. Ok. La wheel. Repede, hai să vedem. Hai. Mă, dar voi vedeți cum se tunează, că se tunează mult mai diferit față de orice server. Wheel type, ia să-l. Mamă, câte d-astea avem și câte d-astea sunt, ești nebun. Fai de capul meu. Hai mă, că ne punem numai asta, ne punem tuner, tuner. Da, tat! Dă BMW-ul în pon la Tesla. Părere? Ne punem cea de BMW? Să-mi pun de BMW. Bă, nu, bă. Ei, Tesla. Mamă, ia vezi ce șmechere sunt ale. Ia. Yeah. Auzi, știi ce dă bine pe Tesla? Ah. Niște jante dacă ai cu exterior, care ies un pic în afară. Vezi că arată top road de tot. Hai. Am văzut una cu jante. Oh my god! Uite cum arată asta. Uh-huh. Shadow. Astea? Dacă ai unele de alea ieșite în afară, mamă, sunt top road de tot. Nu știu cum sunt, dar la ce te referi. Gen să fie roțile ieșite un pic în lateral, știi? Opa, opa! Crom, uite astea așa, carbon. Nu că sunt interesante, guys. Hai că le-ai pus. Astea sau astea? Celelalte. Astea sau astea? Astea, a? Astea. Astea arată mai bine. Oh, no. SUV. Ribot. De ce ziceți ribot? Da. Și? Cum e? Ești bine? Mă duci bine? Sunt foarte bine. Small color. Sunt ok. Uite. Roșu. Ah, mișcă. Mamă, cum arată? Plec. Aș dori să băgați arma aia. Mi-a lăsat un mesaj? Cineva greșește, nu uita de toate lucrurile pe care le pune. Cum te cheamă? Săriți! Chat?
Hai, înapoi la sediu cu voi că pierdeți timpul pe aici. Când cineva greșește, noi interesează toate lucrurile pe care le-a făcut bine. Bibi, urcă mașina, cred că avem treabă. Acum urc. A, Bibi. Oh, nu poți să urchești de aici. Ai timp 5 minute să fii într-o zonă pustie, reper. Multe curbe, spor. Hai că... Păi cine ești? No, nu mai fac pe prostul, că cred că știu cine e, dar... îl sun. Sună. Guys, ziceți repede, mi-a zis multe curbe. Mi-a zis multe curbe. Am putin 5 minute să ajungi într-o zonă cu multe curbe. Actually... Dar poate nu. Chiliad. Mă, dar ce face, mă? Ce părere ai, mă, de mașină? Frumoasă, frumoasă, n-am ce zici. Ai LED-uri sau mașină? Da. Sunt cam ilegale. Vezi că te oprește poliția pentru ele. Mi s-a mai spus, da. Hai bani mulți, nu? Am bani mulți, rodul. Hai, ca... Pe bine, atât. Hai, cam bani. Nici nu știu când ai băiat asta, dar... Eu încă strâng bani acum pentru altă mașină, știi? Mi-am luat-o pe asta așa de duminică, de weekend, știi? Îmi place mie așa. Da, pot să-mi iau una, oricum. Dar cum ai zis tu, JT? Ce ți-ai scos, cură? Da, frate, mi-a zis semna JT. Și prima dată mesajul a fost ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. Asta e poet. Să mor. Semnat JT. Cred că e un ochelariz de la prost. Simt eu așa. Și cred că simt că e și un terminat, nu știu să zic. Eu cred că simt cam prostii în cap. Păi după ce ți-ai zis acolo cam... Ia tot așa. Vrei să trăiești toată viața în suspans, stai aici la ta dacă vrei să vii, mai ai 2 minute. Ok, nu, mă duc. Nu. Ai zis, frate, prea multe chestii așa. Mă duc. Ce că e 18? Hai, Bibi, du-te în mașină cu BZ-a. Dacă e ceva, vă sun. Ok, dar stați cu telefonul ăla lângă voi. Hai, că răspund. Băi! Tu te descurci, eu ți-am zis 2000 de ori, tu mereu faci bandos. Bibi! Bă! Ai mers 2000 de ori singur și ai bilido. Dacă acum o bești de data asta, mă, că aștept pe viitor. Nu știu, mă. Bibi, du-te! Singur. Da, mă, da, eu. Păi nu, du-te! Nu copil la casă, bă. Da. Mă duc. Stați cu telefonul lângă voi, ok? Da, mă. Du-te, să-l mai vii. Băi, ești nesimțit? Du-te, mă, că mă enervezi, pleacă. Tu mă enervezi pe mine, păi ce faci glumele astea? Bă, mă dau jos și îți fur bateria, du-te. Dar ce crezi că nu poți să-ți fur bateria la mașina ta? Nici ta nu purește dacă n-are baterie. Ia fură-o. Ai crezut, da? Deschide capota dacă vrei să fur. Crezi că nu știu cum se scoate o baterie. Băi! Hai, lasă-mă că deja n-am pierdut timpul, du-te, lasă-mă. Răspundeți la telefon. Ok, chat, noi am zis 2 minute, dar nu știu unde să mă duc. Nu știu, eu mă duc după instinctul meu, eu zic că în zona asta. 30 de secunde, hai că 30 de secunde. Hai că 30 de secunde, ce naiba. Hai, ai zic. Mă, dacă nu-i zona asta, am pus-o. Dar poate știe deja unde sunt și nici nu știu, mă. Nu cred că e bine. Nu suntem bine.
știu, bă. Chat. Dă-i locație. Nu știu unde să merg. Sunt undeva în pustietate. Pustietate. Cred. Stai pe loc. Sunt pe... Oh, shit. Justin? Da. Mamă, ce faci, frate? Tu știi cât te caut? De ce m-ai chemat aici? De ce ai fost așa de secretos? De ce nu puteai să răspund la telefon? Spune și mie. Te-ai mai înălțat un pic. Vezi că e cineva acolo. Am văzut pe unul acolo. Unde? Partea aia acolo. 2 secunde că dispare. Stai puțin să discutăm. Lasă, lasă că nu cred că face nimic. Hai să discutăm noi. Dacă are chef care face glume, s-a putut. Spune rapid că n-am timp, ai să stau foarte mult. Păi eu vreau să-mi spui ce s-a întâmplat. De ce dispărut tata? Care e problema? S-au întâmplat multe. Păi am nevoie de niște explicații pentru tot ce s-a întâmplat. M-a chemat atâta până aici. Mai ții minte ce ți-am scris prin mesaj? Da. Ce ți-am scris? Mi-ai scris? Nu fi curios unde nu te pricepi. S-ar putea să o pățești. Mâine la ora asta ne vedem vis-a-vis de Eclipse Tower. Salut. Cum? Stai mă puțin. Stai mă puțin, ce facem? Băi, băi, băi! Wow! 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 A zis că ne... Mă, ce face puzzle-ul ăsta cu mine, frate? Hai că-l mai vezi dacă e pe undeva. Bă, dar e în viață, e în regulă măcar atâta. Chat. N-am auzit nimic. Ce a spus? Mâine la... Unde să fiu mâine? Mâine la aceeași oră să fiu la... Trebuie să mă uit înapoi dacă... Ce a spuneți-mi voi? Fă o poză aici. La ce să fac poză? Ah, la mașină. Actually true. Arată bine aici. A, uite. La Eclipse Tower? În fața la Eclipse Tower? Vis-a-vis de Eclipse Tower. A, da, bă, da, 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 așa a zis, așa a zis. Vis-a-vis de Eclipse Tower. Deci mâine la aceeași oră la vis-a-vis de Eclipse Tower. Momentan ar trebui să mă gândesc ce facem cu Justin, guys. Ne ducem mâine la aceeași oră. Deci mâine la ora asta. Mamă, vă vedeți asta înseamnă, nu? Episodul următor ne ducem vis-a-vis de Eclipse Tower. Nu, că mă duc acum. Mă duc acum la vis-a-vis de Eclipse Tower. Vreau să văd ce e acolo. Vreau să văd ce e acolo la Eclipse Tower. Are vocea diferită, Justin? Bă, dați seama că se mai schimbă vocile în atâta timp. Bă, dar voi vedeți cum se duce mașina asta? Ce aveți, mă, că e efectiv jucărie, ești nebun, că în viața era... Și uite, vedeți, nici nu se răstoarnă. Băi, e tot aproape de tot, mă, mașina asta. Puteți să vă și voi. Bă, știu cum se ține de șosea, frate. Deci, cam e și o mașină, cred că pe să vreau nu se ține chiar așa, frate.
Uitați-vă cât de bine se ține. Eu după câte știu eu, Eclipse Tower-ul e în zona aia de nord acolo, unde e ăla de pe online. Vis-a-vis de Eclipse Tower. Bun. Bă, da, îi place să facă chicitor, vă vedeți? Nici n-am apucat bine să... Mi-a zis doar că, mamă, te-ai mai înălțat. Asta. Asta mi-a zis. Mamă, te-ai mai înălțat. Mamă, ce tă... Wow! Doamne, cât de bine se ține mașina asta. Gata. Ok, ăsta e Eclipse Tower. Vis-a-vis de Eclipse Tower e alt tower. Sau mai e și asta. Vis-a-vis de Eclipse Tower. Sau poate nu e aici locația. 5 zile mai târziu, Justin vs. Luis. O să fie mult circaiz. Să știi că e mai rapid de Tesla ta mai să... Ca BMW-ul lui Justin. Bă, s-ar putea, bă. Dar ați văzut cum arată mașina lui și a modificat mașina. Mamă, frate, nici n-am apucat bine să mă uit. Nici n-am apucat să vorbesc bine cu el, bă. Hai, că... Nu știu, mă, la ce se referă. BMW-ul lui arată mai bine. Ce aveți noi? Uite cât de mișto se arată și de aici. Mă, deci în viața reală mașina arată mult mai bine. Și mie nu-mi prea place cum arată în joc. Sincer vă zic. Dar în viața reală arată mașina mult mai bine. Mereu când mă uit și acum când efectiv am de peste 3 luni. Băi, și când o parchez undeva și e soare și e mișto. Băi, și mă uit și zic, bă, dar e mișto mașina. Chiar arată mișto mașina. Yeah. Man. Dar ce jante. O să te mai gândi la jantele astea dacă le lăsăm sau nu. Sunt interesante, nu chiar atât de rele, dar nu știu. Uite, confirm, zice și Xavier. Confirmă și Xavier acolo pe cea că mașina arată mai bine în viața ala. Mă, s-ar putea să fie casa asta, mă, chat. Ia stați, mă, băieți. Mă, să nu cumva să mă trezesc acum cu alarmă Nino, Nino, că... Aia a fost. Parcă va da acum poliția. Nu fi, mă, casa asta? Opa. Actually, cred că mai bine nu mai aș mai fi aici. Cred că chiar n-ar trebui să caut aici. Cred că ar trebui să plec de aici. Dar mâine știm unde trebuie să fim. Cu siguranță. Ia, aici poți să sar? O casă. Arată interesant casa asta. Pa, pa, pa. Nu mă vadă careva. Ce ziceți? Mergem la Bibi? Gata, mergem la Bibi. Intră peste el. Nu, mâine la aceeași oră mergem aici. Și cred că o să discutăm cu el. Țineți minte, neapărat, avem ceva neapărat de făcut în episodul următor. Să venim aici și continuăm povestea cu tot ce se întâmplă. Hai să mergem acum la Bibi, ce s-a întâmplat. Dar nu numărul lui Bibi, Zumi.
Bună! La? Pe unde sunteți? Acasă. Acasă? Da. Ok, hai că vin și acum acasă. Sunteți toți acasă, nu? Toți, toți grămadă. Bine, hai că vin acum. Pa, pa. Bă, a fost... ce rău de tot. Mamă. Mai am eu loc unde se parchez? Hai bă, că-mi cape. Hai că-mi cape dacă e. Sau? Să fie la mustață. Bip, 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 bip. Aproape am zgâriat-o. Ce drag? Ah. Ai, salut! Ce faci? Oh, voi ce faceți pe aici? Eu mă încă vrăgei. Vezi mă pe Zea că am supraviețuit? Da, wow. Dar cu cine te-ai întâlnit? Cu cine m-am întâlnit? Ești cu cine? Da. Cu? Cu Justin. Femeie. Ce? Da, cu Justin. Era Justin, efectiv. Dar a venit? Avem treabă. Hai să mergem. Ceva? Hai să mergem că avem treabă. Calmați-vă mă, calmați-vă, că a fost pașnic, nu mi-a făcut nimica. Dar mă, ideea e că a venit, mi-a zis două vorbe și a plecat. Ce ți-a zis? Mi-a zis că... că m-am înălțat. Așa? Și? Ce mai zis? Bună glu... da. Ce mai zis? Și... ăsta cum îi spune... că poate ne vedem mâine. S-a îngroșat vocea. Unde? A întrebat de mine? De tine? Ce să întrebe de tine? Hei, o să afli mai târziu. Să vă vedeți unde? Nu știu. Cum nu știu? Nu știu. Pe păi v-ați să vă vedeți mâine? Da, hai să ne vedem mâine. Nu v-ați zis unde? Nu, hai că poate ne vedem mâine, o să-mi dea mesaj, știi? Bă, tu mă-i la mișto? Nu te iau la mișto. Jură-te. Ești pe noi mâine? Jură-te pe noi toți de aici. Nu cred că ar fi o idee bună. Mai trebuie să văd ce vrea de la mine și după aceea, dacă ar fi să ne bufă cu el, știi? Tu, Bibi, ești bine? Ce dracu să vrea de la tine? Vrea da. Să afle copilul. Bă, mâine merg cu tine. Mergem cu el. Mergem. Ești înarmat? Eu? No, ce eu înarmat? Ce vorbim? Eu înțeleg că tu lucrezi, dar pe vreme, tu de unde ai făcut rost de armele alea? Tu abia ai ajuns sau tu erai de mai mult timp în oraș aici? Păi nu vezi, mă? Erai de mai mult timp aici în oraș și abia acum mai sună în doi așa, mârlanule. Păi n-am venit mai odată cu tine, te-ai prăjit? Eu am cea mai bună Dar în avion gen nu erai, asta zic, în avion nu erai. Ia uite, cea mai bună e normal, eu eram la clasa business, tu ai venit cu clasa low cost. Oh, sorry, please, sorry. Îmi pare rău, pare rău. Venit cu jet privat chiar. Îmi pare rău că mi-am permis. N-ai văzut ce mașină am? Tu crezi că... din salariul de boschetar îmi iau Rolls? Se câștigă bine la sat. Nu știu mă ce Rolls, dar ai chiar al tău? Că nu prea cred că e al tău. Da, e al meu. Ai câștigat la pufulez, că se strică mâine, poi mâine, cine n-ai mai, care 2 milioane de kilometri. GT, auzi, JT. Ia vină mă, șmechere, unde-i garajul? Vezi să nu dai în mașină. Da, moară băieți. Ce, de unde-s cu mașină? Mașină nu uite de aici. Ia vezi. Nu poți să cred că chiar oare e. Bă, unde mi-e mașina? Aaaaaa. Păi ce-i făcut? Bă, stai așa că e o problemă, unde mi-e mașina? Ce-ai făcut mă băiatul? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Am și o întrebare. Nu știu mai, eu pot să o bag pe-a mea. Da, e garajul bun? Sau? Da. Da, bă, e garajul tău, fiți iar. Bă, dar prăjitul ăsta și-a lăsat mașina pornită. Păi, are bandă benzină. Mă, dar tu nu înțelegi, ce vrei da. Să faci acolo în garaj? Să faci intoxicații? Ți-ai lăsat pornit motorul. Să se încălzească. Să se încălzească ce, garajul? Motorul. Păi nu era cald, n-ai venit cu el cald. Nu, era rece. A? Păi și... nu te și tu, deschide ușa, că de-aia ai mâini și picioare și închide motorul. Cata, boss. Scuză-mă pe mine. Bă, da, ce... tu zumi, ești bine? Da. Da. Puțin amețită și răgușită. Pa, un pic așa.
Hai că mă duc să prind o mașină. Ia vino mă, șmecher. Ce ai făcut, mă? Ia vezi, trebuie să mă duc la garajul meu. Ia vezi. Băi, eu nu știu ce ai, pe ce bancă ai spart, dar eu nu mai fug din oraș, ok? Bă, păi tu știi cât se câștigă la SWAT? S-a mort. Deci mie nu vine să cred, păi eu am 2 milioane și jumate salariu pe oră. Pe oră? Nu, pe minut, pe oră, logic. What? Vine banul, îmi place banul. Tatat. Mai am 17 milioane. Da, mă, să vă cred. Hai, de tot. Duci la... Mamă, steluțe! Da, da. Wow. Uită-te la bord. Zici că e barcă. Adică? Merge ca e o barcă. De lux, asta e mare. Păi nu e mașină de viteză. Wow. Dacă costă una de asta, cred că costă. Asta? Da. 45 de milioane. Lejer. Dar nu au și ăștia loc în SWAT să mă bag și eu? Bă, nu știu. Eu sunt acolo cu liderul. Pe felie. Sunt și eu pe felie, nu? Nu, nu? Trebuie să vorbesc înainte. Mamă, dar nici nu simt dâmburile, ești nebun? Dacă vrei, vorbesc înainte cu liderul și ne băgăm. Auzi. Yo! Te-ai speriat? Este că te-ai speriat? Ce ai, mă, ești nebun? Nu știu cât costă un amortizor la mașina asta. Cât în mașina... Matiz, ia zi, două matiz, cât? Nu, cătez la ta. Haide, mă, nu fi rău. Băi, nu sunt rău, dar... E Rolls. Asta se conduce singură? Nu. Atunci, gura. Dar ce, mă, a ta se conduce singură? Da. Cum dracu? Păi, are camere, are vreo... O grămadă de camere. Are test la pilot? Sau ce? Cam așa ceva, pe acolo, nu știu. Exact. Am înțeles. Dar hai să nu știm pe aceea că n-am avut niciodată prin care. Bă, dar e... Iese la poliția asta, n-ai ce zice, chiar iese. Capota cu totul iese. Amă că n-a fost așa de rău. Dar pe bune nu-mi place, că nu-i acorba deloc. Păi e mașină, nu e mașină de viteză, e de fițe, e de mers așa la plimbări, la eleganță, la... Da, la duminică și... Mă bag să dorm că mâine avem o zi importantă. Astăzi, guys, am făcut rost de mașină, după cum ați văzut. Pe lângă mașina asta o să mai luăm încă o mașină, ok, deci nu o să fie doar mașina asta. O să ne mai gândim dacă mai modificăm sau nu. Data viitoare o să trebuiască să mergem după Justin. Ai zis să fim la ora cu tare, oricum o să mai sunăm. Și vedem care e situația. Ok, guys? Data viitoare o să fie vineri. Vineri, cel mai probabil. Vineri pe YouTube, ok? Pa, pup, guys! Noi ne auzim la următorul episod. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți episodul următor cât mai rapid, dați acolo pe butonul de like. Să văd acolo cât mai multe like-uri dacă vreți să facem episodul următor pe YouTube vineri. Ok? Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!